Bine, v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, David Nagoie. Bine ai venit. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu împreună cu voi. Și eu mă bucur, și povestea ta e incredibilă. Eu o cunosc, de am permis să le spun și celor care ne urmăresc că e o experiență extraordinară. David a crescut într-o familie de credincioasă, tatăl său e pastor, oameni care s-au rugat, am investit în el, au dat tot ce este mai bun și lucrurile nu s-au lipit. Dunem puțin în povestea ta, David. Da, am crescut de mic cunoscând cine Dumnezeu, cunoscând uh, pur și simplu că El există. Credeai lucrurile Credeam astea? Credeam lucrurile astea, pur și simplu uh, chiar vorbeam și îl spuneam lucrurile ăsta prietenilor mei că Dumnezeu există. Aveam și momente, poate, când uh, intram în discuții mai aprinse, când prietenii mei spuneau că nu există Dumnezeu sau așa. De la ce vârstă erau astea? Uh, între vârsta de 14 ani și 20 de ani? Hmm. Da. Și uh, am crescut în biserică, am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, să zic așa. Uh, uh, credeam în Dumnezeu, doar că nu am fost conectat cu El, n-am ajuns să am o relație cu El și nu m-a captivat ceea ce se întâmpla acolo, ci am fost captivat de alte lucruri. De care lucruri ai fost o captivare? Păi, pe la vârsta de 14 ani am început să mă implic, să zic așa, viața mea să o ia într-o direcție diferită, să nu mai fiu așa mult implicat prin biserică, ci să merg prin parcuri, să mă dau cu bițigla, să cunosc altfel de oameni și altfel de influențe. Nimic rău să te dai cu bițigla, nici să mergi prin parcuri, nici să cunoști oameni până la urmă urmei. Așa e, aparent nu era nimic rău și mai apoi am... Cunoscut, să zic așa, oameni care au avut influență asupra mea, care uh, nu neapărat ei m-au schimbat, dar care m-au atras, care m-au făcut uh, să vreau să cunosc mai mult din ce este în lumea asta, să zic așa, lucruri pe care nu le experimentam în viața mea. Concret ce? Uh, pur și simplu credeam că am nevoie să cunosc ce înseamnă viața din plin, să zic așa, Aveam, și când zici viață din plin, la ce te gândești? Aveam impresia că îmi lipsește ceva. și ce? Nu pot să spun în cuvinte, dar cu toate că cunoșteam că există Dumnezeu, cu toate că am avut uh, o familie care m-a iubit, n-am trecut, să zic așa, prin durere din partea lor sau să nu fie ok cu mine, uh, pur și simplu am căutat mai mult, crezând că am nevoie de ceva mai mult în viața mea, de o fericire mai mare, de o împlinire, și nu era în fața mea, dar nu m-am conectat cu ea, să zic așa, în biserică. Deci, în pinea ta, în momentul la fericire, nu era în biserică, între nu. spațiu bisericii, nici între tinerii bisericii, ci undeva în exterior. Exact. Ok. Ce ai găsit acolo în exterior? Uh, fericire, să zic așa, și uh, identitate. E ca și cum aveam o criză în identitatea mea, aveam nevoie să aflu cine sunt, ce vreau și în ce direcție mă duc. Ca și cum. Nu știam lucrul ăsta și pentru mine era uh, exciting, să zic pe engleză, încântător Era lucrul ăsta să, să descoper mai mult, să aflu, hei, cine sunt eu de fapt Și cunoscând pe prietenii ăștia ai mei am început să uh, descoper alte lucruri în viață Droguri, băutură, distracție, petreceri, lucruri de genul ăsta care m-au atras, să zic Cât așa Când ai luat prima doză? Oh... Pe la 14 ani am început să fumez și mai apoi am început să fumez uh, droguri mai ușoare, adică să fumez iarbă, nu am luat chestii foarte uh, grave, să zic așa, dar mai apoi m-am dus în direcția aia și... Ai tăi te-au mirosit? Nu, nu cred că aveau nicio bănuială despre viața mea, eram un pic distant de ei, ei fiind prinsi în lucrare, fiind ocupați de dimineața până seara, uh, nu au... Uh, Văzut ce se petrece în viața mea și nici eu n-am vrut să le arăt A fost ca și cum aveam o viață dublă, să zic așa, în tinerețea mea Cât de mult ai consumat droguri? De pe la vârsta de 14 ani până la vârsta de 22 de ani Cât și de mult? Ocazional a... sau...? Era un stil de viață La început poate că era așa ceva ocazional Mai apoi am început să mixez muzică și să... Pun muzică în cluburi, e un lucru ce mi-a plăcut, muzica electronică ce m-a atras și mi-am găsit identitatea și în lucrul ăsta și... Adică, cum adică ți-ai găsit identitatea? Te Pur și, și ai, simplu te simțeai... îmi producea fericire, să zic așa, o mm -hmm. să vorbesc și despre asta, fericirea ce îi situațională, adică dacă lucrurile mergeau cum trebuie, dacă uh, era o petrecere, ok, eram fericit, eram împlinit, eram bucuros, să zic așa, dar uh, momentan... Atât timp uh -huh. cât lucrurile alea se petreceau, și am fost atras, zic așa, de stilul ăla de viață, de muzica aia și de oamenii cu care mă distram și practic am început să petrec și m-am petrecut vreo 10 ani în acest stil de viață. Bun, 10 ani de droguri, aveai bani pentru asta? Da, Te aveam bani. Okay. Am început să vând droguri ca să pot să am bani pentru toate cele necesare, că era costisitoare, să zic așa, viața care trăiam, și da, era pur și simplu diferit față. o viață diferită față de ce înseamnă o viață normală. Mergeai în continuare la biserică? Mergeam ocazional la biserică, da? Mergeam ocazional la biserică, poate o dată pe lună, poate de două ori, poate uneori nu mai mergeam și. tăi ce ziceau? M Aparent, păream că sunt ok. Deci, eu cred că e simplu să vin în biserică, să te așezi jos și cineva care se uită la tine să nu-și dea seama că tu, de fapt, ai o altă viață și ești captivat, ești prins de alte lucruri. Mă afectau, se vedeau când problemele mele, să zic așa, se vedeau, ieșeau la suprafață când aveam tot felul de discuții cu părinții mei și îi zbugneam, eram ușor enervat de tot felul de discuții și na, se gândeau că poate ceva nu în regulă cu mine, dar nu, nu știau ei. Mă gândesc dar... că se gândeau dacă mergeai ocazional de două ori pe luna la biserică, simțeau ei că nu e prea mult interes pentru viața spirituală și da. dacă nu, în mod explicit, tu le spuneai că... Sigur, n-am avut cu ei o conversație în care să mă deschid și să le spun, hei, uite, Asta e viața mea, în felul ăsta trăiesc și lucrurile astea mi-aduc mie fericire, să zic. Nu. De ce nu ai avut? Știai care e poziția lor și de ideea? Exact, și știam că ceea ce fac nu e neapărat ok. Uh -huh. Cunoșteam, să zic așa, binele și răul. Uh -huh. Credeam că știu cine-i Dumnezeu, dar nu-l cunoșteam, nu aveam o relație cu el și credeam că știu, de fapt, știam ce-i bine și ce-i rău, dar nu înțelegeam neapărat ce, 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 se întâmplă, dacă fac rău sau fac binele, care sunt consecințele, uh -huh. să zic așa, ci eram un pic uh, naiv, să spun, față de tot ce se întâmpla. 10 ani, 10 ani în care s-au repetat toate lucrurile astea, după 10 ani ce s-a întâmplat? Pot să zic că uh, la început era așa mai, uh, nu era decât ocazional de se întâmplau lucruri, mai apoi a devenit tot mai, uh, să zic, tot mai multă importanță dădeam de eu la viața care o trăiam, tot mai mult mă interesa lucrurile care le făceam. Am ajuns să cunosc tot mai mult ce înseamnă viața de noapte, cluburile, mai apoi să mixez și să pun muzică, și mai apoi am fost captivat de insula asta Ibița, unde acolo erau toți DJ-ii, peste vară erau multe discoteci, multe petreceri și. Visul meu era să ajung într-o zi acolo, credeam că niciodată nu o să ajung e, Crescând, implicându-mă tot mai mult în ceea ce făceam, aveam tot mai mulți bani, tot mai multe resurse Și am zis ok, la un moment dat mă mut acolo, mă duc și trăiesc acolo Și am plecat să trăim cu prietenii mei, un grup de prieteni, să stăm vara acolo, să trăim viața aia Să nu mai fie doar ocazional sau un weekend, să putem să avem petreceri în fiecare zi, să... Ne facem de cap, să zic așa Așa ți-au dat binecuvântarea? E, nu, mama mea în special nu, nu era de acord să plec și așa Ei am spus că mă duc la lucru, că mă duc să uh, lucrez pe timp de vară și, și așa mai departe Și până la urmă am plecat, să zic așa, fără binecuvântarea lor uh, Nu a fost de acord și cu mai multe lucruri nu au fost de acord dar am plecat Era indiferent. deja dulci, da. nu mai puteau să-ți interzică Sigur, Cum -a. a fost Ibița pentru tine? A fost ei. ce ți-a promis? <laughs> Toată chestia e când ești înconjurat De oamenii care tu îi consideri prieteni Și când pentru ei Ei sunt cei mai importanți oameni Indiferent dacă e bine sau e rău Tu ai impresia că toate merg bine Fiindcă steți împreună mm -hmm. Și cred că îi ca o bulă din aia Care tot crește, tot crește Și pot să devină foarte mare și să nu realizez de fapt că oricând poate să se spargă. Cam așa a fost cu prietenii mei, care nu le port pică la niciunul. Apropo, vreau să spun că mulțumesc Domnului că m-a trecut prin tot ce am trecut, că am o mărturie în ziua de astăzi care pot să spun și sunt bucuros de tot ce s-a întâmplat, fiindcă pur și simplu mi-a dat, când Dumnezeu m-a scos din ceea ce făceam, mi-a lăsat ceva să pot să dau mai departe oamenilor, să spun, și. Uh -huh. uh, da, prietenii mei de atunci, din perioada aia, uh, era prietena mea, prietenul meu cel mai bun și alți câțiva prieteni cu care am mers împreună acolo. Uh, ce să zic? Probabil că în momentele alea am început încetul cu încetul să realizez că nu suntem așa de apropiați, pe cât consideram eu că sunt, și uh, toate au decurs bine în primul an, mi-am întors acasă. Mai apoi urma să merg anul următor, între timp s-a produs un lucru care a început să mă atragă tot mai mult spre Dumnezeu. Prietena mea de șapte ani de zile m-a părăsit pentru prietenul meu cel mai bun mm. și, fiindcă era prietena mea de șapte ani de zile, eram îndrăgostit și eram, am suferit mult pentru ea și lucrul am făcut să strig către Dumnezeu. Să mă opresc. Cred că a fost prima oară în 10 ani când am realizat că am nevoie de Dumnezeu. Și cu toate că nu a existat un moment exact când să-l primesc în inima mea, fiindcă am făcut lucrul ăsta de mai multe ori, nici nu mai știu de câte ori l-am chemat în inima mea, perioada aia cred că a fost un momentele când cel mai mult am strigat către el și strigam ceva de genul, Doamne, nu înțeleg de ce mi se întâmplă asta. Uh, și atât aia s-a întâmplat mai apoi a fost o perioadă când am fost m-am rupt de prietenii mei fiindcă erau aceleași cercuri de prieteni și nu mai puteam să umblu cu ei din cauza că ei erau încă împreună și cu toate că aparent s-a întâmplat un lucru rău de fapt a fost un lucru bun că m-a scos, să zic așa, din lumea cu... de deci ai rămas fără prietena ta și da. fără prietenii tăi și Prietenul meu cel mai bun și, ah, ce urât. și eventual Prietenii ceilalți care erau foarte buni prieteni și cu ei Fiindcă nu mai vreau să fiu mm -hmm. în aceleași grupuri Anturaj. de prieteni mm -hmm. Anturaj, da. Dar au trecut vreo 5 luni, 6 luni și am decis să mă întorc înapoi Anul viitor am găsit alți prieteni care i-am cunoscut în Ibița Și am zis Merem din nou de data asta cu ei, cu alt grup, alte grupuri de prieteni Și am luat-o de la capăt să zic așa Și am plecat pe timpul verii tot de curs ok, să zic așa, o perioadă. Vineam droguri pe stradă ca să pot să-mi plătesc chiria, cam aia se petrece acolo. Sunt oameni care și lucrează și asta, dar se consumă foarte multe droguri, viață de noapte și asta făceam ca să pot să îmi plătesc chiria și să mă distrez. Practic numai asta făceam. Mergeam la petreceri și restul îmi făceam rost de bani ca să plătesc tot ce e nevoie și iarăși să merg la petreceri. Ce viață. Da, aparent totul era super, dar în același timp, spre finalul verii, am trecut deja prin greutăți, am început să nu mai pot să-mi uh, plătesc la timp chiria, să devină toate grele, să zic așa, umblări pe stradă, lucruri care niciodată nu le-am făcut cu plăcere, le-am făcut din nevoie, să zic așa. Și am ajuns la un moment când chiar am fost uh, sătul. Nu mai povestesc toate detaliile, dar ceea ce s-a întâmplat într-o dimineață am strigat către Dumnezeu. Cum strigasem și mai devreme, dar de data asta m-am rugat, plângeam către el și am zis, Doamne, vreau să credeam eu în momentul ăla că am nevoie de o prietenă. <laughs> Eram un pic imatur și am zis, Doamne te rog, trimite pe cineva în viața mea, dumă, fată în viața mea. Suferiam încă după, ce am trecut, după cele prin care am trecut și m-am rugat la Dumnezeu, i-am zis că să tu, am nevoie de tine, trimite o fată în viața mea și atât. Am și un verset care aș putea să îl menționez aici. Spune Psalmul 120 cu versetul 1 În strâmtoarea mea strig către Domnul și El îmi răspunde. Și mai apoi în alt psalm spune, în necazul meu l-am chemat pe Domnul, l-am strigat după ajutor către Dumnezeul meu, el m-a ascultat, mi-a ascultat glasul din templul său și strigătul meu a, după ajutor a ajuns înaintea urechilor sale. Și cred că așa au fost cu mine. La trei zile după, în timp ce eram la o petrecere, eu dansam mult, îmi să dansez în, în cluburi și în timp ce dansam m-am întors și uh, m-am lovit de o fată și acolo când cunoșteai pe cineva ai luat numărul de telefon, i-am luat numărul de telefon, am vorbit scurt, a doua zi ne-am întâlnit în alt loc, a treia zi i-am scria un mesaj, nu am vorbit, îmi scria un mesaj că vrea să se întâlnească cu mine și în timp ce îmi scria un mesaj trec prinaintea ei și era practica a treia oară când deja ne întâlneam complet aleatoriu pe o insulă ce destul de mare. Și a început să-mi spună, hei, cine ești tu, ce-i cu tine? Și i-am spus, ei, eu sunt băiat din România, dintr-o familie de creștini, chiar am menționat. Și bine, nu, nu păream deloc dintr-o familie de creștini. Și când a auzit că i-am spus lucrul ăsta, a făcut ochi mari și a vrut să mă continue să mă cunoască. Am stat de vorbă câteva ore și mai apoi a venit la mine acasă unde eram eu fumam în vremea aia iarbă și uh, nu mi-era jene de ea sau așa Am aflat că și ea e crești, uh, o fată credincioasă Că s-a întors la Dumnezeu recent Chiar nu era mult timp de când s-a întors Și că avea o mărturie, îmi spunea că Dumnezeu îi schimba viața Și în conversațiile care le aveam cu ea Eu îmi pregăteam un, un cui, spunem noi Fumam uh, cui așa le numeam Un joint din ăsta în care fumam iarbă În timp ce îmi fumam I-am spune, hei, știi că Dumnezeu te iubește în timp ce tu fumezi? Și mi se părea lucrul ăsta pur și simplu anormal, să-mi zică cineva, să zic, da, dar nici într-un caz nu iubește Dumnezeu pe mine. Aveam concepția asta că trebuie să fac ceva ca să fiu iubit. Și din cauza asta nu cred că niciodată nu am intrat în relația aia cu Dumnezeu, fiindcă de la 14 ani eram deja captivat de lucrurile din lume eram captivat de ceea ce se petrecea și am fost absorbit de toate lucrurile astea și mă simțeam nevrednic, Mă simțeam că Dumnezeu nu poate să mă primească pe mine un păcătos și eram captivat, adică iarba cel puțin, fumam iarbă de pe la 14 ani, am fumat iarbă și nu puteam să mă las de ea și atunci consideram că trebuie să mă las de ea ca să mă pocăiesc și niciodată nu o să pot să fac asta și atunci fugeam asta a fost chestia, știam tot timpul că eu le am pe ale mele și că o să ajung acolo numai dacă cumva o să mă las de viciile mele care nu credeam că pot să mă las Ei, ea mi-a spus, Dumnezeu te iubește în timp ce tu faci asta și lucrul ăla mi-a schimbat un pic paradigma, cum să mă iubească Dumnezeu în timp ce eu fumez sau în timp ce mă droghez sau în timp ce păcătuiesc Credeai că te urăște? <laughs> credeam că nu sunt bun pentru el, credeam că nu poate să mă primească în felul în care sunt uh -huh. și uh, adevărul e că nici în cultura în care trăiam uh, se credea din păcate cam același lucru că ca să poți să vii la Dumnezeu mai întâi trebuie să fii curat și nu vreau să dau nume fiecare a crescut cu uh, concepții diferite și felul cum oamenii sub care am stat în biserică și oamenii nu erau rău intenționați în biserica în care am crescut doar că se predica, să zic așa, mesajul Evangheliei, dar mai apoi însoțit de partea ce trebuie noi să facem. Și lucrul ăsta tot timpul m-a ținut blocat să intru într-o relație cu Dumnezeu. Și ce s-a schimbat? De acolo, pur și simplu, m-am trezit, să zic așa. Am ținut legătura cu fata asta. Ai ea, crezut ce ți-a zis ea? Am crezut te ce mi-a zis ea. Chiar și așa, mai mult ce m-a... Mi-a acaparat, să zic așa, atenția: că eu mă rugasem lui Dumnezeu pentru exact lucrul ăsta și am văzut cum Dumnezeu miraculos o a dus pe persoana asta în viața mea. Și ea era dintr-un mediu din care veniam eu, îl cunoștea pe Dumnezeu, avea cu el o relație și cum ar veni, a venit miraculos. M-am întâlnit cu ea de trei ori la rând și nu puteam să neg că nu mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciunea mea, la strigătul meu. Și mai apoi am simțit că Dumnezeu mă iubește după ce mi-a spus. La trei luni după aia uh, am avut privilegiu să merg să mă botez uh, chiar în Israel și am, toate ușile mi s-au deschis, să zic așa, și uh, da, am, am, zis, da, da, dacă mi se deschide ușa asta, cum să nu? Cum să nu-L primesc pe Isus, Cum să nu? Credeam oricum în El, doar că nu mă simțeam vrednic să fac, să intru în legământ. Și? Și am acceptat, m-am dus, am făcut legământ cu El, cu o săptămână înainte să o să menționez și lucrul ăsta. Cu o săptămână înainte să merg, să plec în Israel, am avut o bătaie la ușă și era o domnișoară. Am deschis ușa ca mai apoi să aflu că era poliția, de fapt. Și fiindcă avusem tot felul de lucruri din trecut, așa s-a nimerit de, au venit să mă ridice atunci de acasă și să-mi caute în casă Eu încă fumam, încă aveam viciile care le aveam Cu toate că eram pregătit să intru într-un legământ cu Dumnezeu Nu aveam viața în ordine, nu eram încă persoana care Dumnezeu m-a chemat să fiu Și am fost închis pentru 24 de ore și dacă acceptam că sunt vinovat, îmi dădeau drumul Și mai apoi urma un proces și alte lucruri Sau dacă ziceam că sunt nevinovat, trebuia să stau pe arest undeva la... 20 ceva de zile, parcă, și nici nu mai ajungeam să mă botez, nu mai ajungeam în Israel. Și cum ar veni, parcă dintr-o dată nu mai știam. Eu mă duc să mă botez și m-am trezit în pușcărie. Eram așa un pic neconvins de ce se întâmplă. Dar am acceptat, mi-am luat vina pentru tot ce s-a întâmplat, am ieșit, m-am dus și la părinții mei. Pentru prima oară am avut cu ei o conversație în care le-am spus unde sunt, ce se petrece și în direcția în care vreau să o iau. Au fost șocați. Au fost șocați, dar m-au și susținut și am avut parte de multe dragoste, să zic așa, și din partea lor și mai apoi m-am dus mai departe, am făcut legământ cu Domnul Isus în apa botezului și am realizat după aia că eram așa, eram, îl cunoșteam pe Dumnezeu, am început să-mi vorbească, am început să aud prin cuvântul Lui și eram încă prins cu lucrurile care le făceam mai înainte. Și după aia a urmat o perioadă în viața mea unde Dumnezeu a început să mă ghideze cu adevărat, să încep să-i aud glasul lui, să încep să aud cum el îmi vorbește, cum mă ghidează. Și vreau să încurajez pe toți cei care ne ascultă că Dumnezeu vrea să fie acolo pentru noi, vrea să ne ghideze, vrea să fie Dumnezeul care ne arată calea. Asta a făcut în dreptul meu, m-a luat de unde eram, din mizeria mea, cu toate că eu nu înțelegeam și identitatea mea era mai mult înclinată spre lume decât spre el Nu mă regăseam în, în viața credinciosului, să zic așa, mă regăseam mai mult în lume M-a luat de unde eram cu răbdare, să zic așa, și a început să-mi arate calea Să, -mi, să mă ghideze, să-mi arate, ok, acum faci pasul ăsta, acum te conduc Și cu toate că deciziile mele încă nu erau ok, luam încă decizii proaste și după ce am făcut apa, legământ cu el în apa botezului, a fost o perioadă de 5-6 luni de zile când eram ba la biserică, ba ieșeam în oraș le spuneam la oameni, hei, Dumnezeu e adevărat, Isus e adevărat, trebuie să-L primiți în inimă și eram cu ei la petrecere, tot aia făceam și după aia mergeam la biserică, lăudam pe Domnul și eram un pic confuz, dar Dumnezeu a avut răbdare cu mine, m-a scos de acolo și după aia m-a ghidat nu miraculos. Așa? A fost un proces? A fost un proces, da. A fost un proces și uh, au trecut, să zic, în din 2014 până acum șapte ani uh, și încă e un proces, <laughs> dar s-au schimbat foarte mult. Până multe. la capăt vei fi în proces. Da, s-au schimbat foarte multe. Ai scăpat de droguri? Nu, uh, am avut o perioadă după aia când m-am debarasat de prieteni de petreceri, dar mergeam ocazional, din când în când mă reîntorceam la ele. Într-o seară, Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce fumam, am auzit vocea lui și mi-a spus, lasă-te de fumat. Am tresăltat așa, am crezut că mi se pare mie că am auzit ceva, a fost o voce clară, limpede, în gândul meu, și eu încă nu m-am lăsat. La scurt timp după am început să am tot felul de probleme de sănătate și am fost constrâns să renunț de, la stilul meu de viață complet. Din cauza că mi era, eram așa panicat de lucrurile care se întâmplau cu mine la nivel mental, aveam tot felul de uh, afecțiuni, anxietate și alte lucruri care m-au doborât în sezonul ăla. Am renunțat la tot și tot nu am avut, să zic așa, încă relația aia care mi-o doream până când... Uh, S-au întâmplat mai multe, nu o să intru în detaliu, dar persoana asta care a venit în viața mea, care m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu și care chiar a investit în mine, mai apoi ne-am despărțit, nu am intrat cu ea în relație așa cum trebuia înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat asta printr-un vis că va pleca din viața mea și chiar așa s-a întâmplat, a plecat din viața mea, am fost iarăși doborât că viața nu e ok, că lucrurile nu lucrează înspre bine și am zis, Doamne, renunț, vreau să Te cunosc, vreau să intru într-o relație cu Tine, vreau să Te cunosc cu adevărat. E, când am spus asta, așa m-a condus Dumnezeu de am ajuns într-o biserică în Scoția. Eu am trăit în Marea Britanie câțiva ani și prietena asta mea era din Marea Britanie. Am stat cu ea acolo 2 ani de zile și mai apoi ne-am despărțit și când trebuia să vin acasă, Dumnezeu m-a condus să fiu parte dintr-o biserică din Scoția. Acolo când am ajuns înainte aia am decis că nu mai vreau să mă droghez, am decis că vreau să-L cunosc cu adevărat și am luat lucrurile așa încet și Dumnezeu chiar m-a luat de mână, pot să zic și pas cu pas m-a condus, a pus niște oameni speciali lângă mine, mi-au arătat cine e Dumnezeu cu adevărat, mi-au spus ei hey, știi că tu ai un scop, că Dumnezeu te-a creat cu scop, că El are gânduri bune despre tine, că vrea să intri în planurile Lui și m-a ajutat să înțeleg toate lucrurile astea și mai apoi am zis ok, renunț și am început să studiez, să fiu trei ani implicat acolo în biserică și să studiez, să-mi dedic complet un an din zile mai întâi pentru el, să pot să studiez cuvântul și să învăț mai mult ce înseamnă să umbli cu el și lucrurile alea m-au transformat. Total, mai ești ispitit de droguri, de muzica electronică, de, de de din Ibiza? Uh, îmi place muzica electronică încă, cu toate că nu mai are influență asupra mea și dacă ascult, repede pierd interesul. Nu mă mai captivează, să zic așa. Îs foarte deschis la tot ce se întâmplă în lume. Cred că Dumnezeu vrea să fim implicați în societatea în care suntem. Cred că sunt oameni care nici nu aud despre cine e Domnul Isus, despre ce a făcut Domnul Isus. Și așa am fost și eu. În locul în care am fost eu, un cuvânt mi-a spus, ei, hey, Dumnezeu te iubește, mi-a schimbat complet felul în care eu înțelegeam și cred că trebuie să fim deschiși la ce se întâmplă în lumea de, în ziua de zi cu zi astăzi când sunt oameni ce numai în cluburi poți să ajungi la ei, poate care se duc în club, merg acasă, se duc în club, care nu-i vezi niciodată. Poate numai acolo vom ajunge și să le spunem sau poate chiar în alte locuri Ideea este că cred că e nevoie să fim deschiși, să putem să mergem în locul unde sunt ei și să le spunem cine e Dumnezeu. Asta, dacă reușești să te menții, nu cumva da, să te ca ei? Sigur, sigur, trebuie să devii matur, mm -hmm. trebuie să cunoști cine e Dumnezeu, să înveți că să cunoști relația asta, să intri într-o relație cu el. Mm -hmm. Cred că asta a fost ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Mai apoi, ce l-am cunoscut, ce a început să-mi vorbească, după ce am luat decizia asta să mă implic, să mă las de tot ce. Ce făceam înainte, am început să-l cunosc cu adevărat, am început să aud glasul lui, să-l cunosc prin cuvântul lui, să înțeleg că când citesc cuvântul nu mă duc doar la o scriptură, la o carte, ci mă întâlnesc de fapt cu Domnul Isus. Și când a devenit totul real pentru mine, e imposibil să te întorci la ce făceai înainte, la felul în care vedeai viața înainte, pur și simplu ești captivat de el. Spuneai că atunci când erai adolescent simțeai că ceva îți lipsește și că vrei să cunoști acel ceva mm -hmm. și l-ai identificat cumva în partiuri, în droguri, în prieteni, în anturaj. Ai găsit acum acel ceva care lipsește sau încă ești în căutare? Da, am găsit cu siguranță. Am bucurie acum să mă numesc un urmaș al lui, să am și scop în viață. Cred că Dumnezeu m-a chemat nu doar ca să mă scoate, să îmi fie mie bine, și nu cred că doar să mă scoată din droguri și din viața care o aveam, ci să-mi să -mi arate că pur și simplu are planuri mult mai mari pentru mine, să mă facă să înțeleg cât de important e el, cât de important e să fie sufletele noastre salvate, să avem o relație cu el. Și în timp ce l-am cunoscut personal, pur și simplu am înțeles dragostea care mi-o poartă, am înțeles ce înseamnă să fii iubit, acceptat de unul care te cunoaște pe deplin. Nici mm -hmm. părinții mei, nici prietena mea la ora actuală, nici nimeni nu, nu mi oferă, să zic, dragostea care mi-o oferă Dumnezeu. Și clar vrei să spui lucrurile alea la toată lumea. Ceea ce viața mea dinainte, să zic așa, da, a fost fericire, au fost lucruri de care m-am bucurat, pot să zic, ar fi fals să spun că nu m-am distrat, m-am distrat, dar a fost un cost care... Nu a fost un cost mic care trebuie să-l plătesc, au fost ani de zile după care am rămas confuz, care cu toate că l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am primit în inima mea, a trebuit să treacă mulți ani ca să înțeleg că El de fapt mă vede diferit, că El de fapt mă iubește, că El cu toate că mi-a spus lucrurile astea, nu le-am înțeles ușor, fiindcă aveam, să zic, concepții greșite despre viață, despre familie, despre relații. Da fericirea aia e situațională, pot să zic, și ești fericit că totul merge bine și când nu va merge bine, nu vei mai fi fericit și mai apoi vei fi disperat să faci mai mult ca să fii iarăși fericit și obosești. Pe când acum și în necazuri pot să zic că am bucurie și am pace, cu toate că trec încă prin multe încercări și multe greutăți. Știu că pot să mă duc înaintea lui, pot să mă închid în cameră și pur și simplu îți bucuros că știu că Dumnezeu e aproape, îmi vorbește, mă ghidează, îmi dă sfaturi, e super. Ce frumos! Da, David, suntem la finalul emisiunii, m-am bucurat, m-am inspirat uitându-mă la tine, la felul în care Dumnezeu te-a căutat, ți-a arătat dragoste, ți-a dat șanse, te-a ridicat, continuă să lucrezi în viața ta, ți-a dat scop, identitate. Ce frumos, așa -i? Sigur. Consider povestea ta o poveste de succes. Și e interesant că încă nu e finalul, va urma, dar va urma. <coughs> exact, e un happy end exact, în mâna lui, lui Dumnezeu. Este. Da. Mulțumesc pentru. Aș pentru vrea să mai citesc ta. un ultim verset. Te rog. Spune așa în Psalm 32: spune, Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care să mergi, te voi sfătui, iar ochiul meu va vegea asupra ta. Cred cuvântul ăsta pentru toată lumea care poate se află într-un loc și poate i frică să facă un pas spre Dumnezeu, poate se gândește, cum am gândit eu, că trebuie să renunțe la ce pentru el pare uh, fericire sau lucruri care îl împlinesc. Vreau să-i încurajez, să le spun că Dumnezeu are un plan mult mai fain pentru el, vrea să-l ducă într-un loc mult mai bun și că îi pregătit să-l ghideze pas cu pas din locul în care se află și Ia, să fie încurajat. Dumnezeu chiar e un artist, să zic așa, și creează momente speciale. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru acest ultim cuvânt. Sper că v-ați -ați preluat porția de cuvânt și de, de încurajare pe care David v-a transmis-o și plecați din acest punct cu credința că Dumnezeu vă iubește, indiferent de zona în care vă aflați, vă întinde o mână și vă dă o șansă nouă. Să fiți binecuvântați!